Bună ziua tuturor ascultătorilor, audienței, telespectatorilor. În această zi minunată, noi venim aici pentru a anunța lansarea radioului Romano Patrino FM la Soroca și aceasta este datorită colaborării cu autoritățile Regatului Țărilor de Jos. Doar datorită acestora, istoria radioului rom în Republica Moldova a căpătat viață, începând cu anul 2016, atunci când împreună cu fundația olandeză NVP, domnul Orhan Galiuș, când a venit în Republica Moldova și am creat o inițiativă a radioului Rom Online, Radio Patrin atunci a fost, datorită sârguinței de muncă a echipei din Republica Moldova, împreună am realizat în 2017 și în 2018, împreună cu suportul primit din partea autorităților Țărilor de Jos, Regatului Țărilor de Jos, este posibil crearea și lansarea radioului rom la Soroca, de data aceasta, FM. În continuare, vrem să vă spunem despre viziunea acestui radio, ce este și cu ce venim în Republica Moldova pentru societatea noastră. Acest radio a fost creat datorită implicării în comunitatea romă, datorită problemei care există în comunitatea romă, și anume a combate discriminarea și stereotipurile care există în Republica Moldova. Noi împreună am făcut un program special prin care vom împuternici comunitatea romă, vom oferi un glas comunității rome și vom decala sau vom combate, de fapt, discriminarea care este în Republica Moldova. Genericile pe care noi le preconizăm la acest radio datorită colaborării cu Regatul Țărilor de Jos. Să auzim genericile, tematicile care vor fi discutate la radio. Nu-ți fie frică să acționezi. Nu-ți fie frică să spui cine ești. Nadara te dezdumă. Nadara te jasă angle. Nadara te penezi consam. Aceasta este unica din tematici, o tematică care vom aborda, de fapt, ca romii să nu treacă cu vederea drepturile lor care vor fi încălcate sau sunt încălcate, să aibă o voce, să rupă tăcerea și să nu se teamă, ca să se implice în societatea civilă, să se implice în viața socială, economică și politică pe viitor. Da, următorul tineri. Sinteza săptămânii. Romane NVP. Aici, în fiecare săptămână, vom da un reportaj prin care comunitatea romă va fi informată despre noutățile și problemele care au loc în comunitate. Plingendi, catara e lorom. Cunoaște originea romelor. Această emisiune are, de fapt, la bază un dialog intercultural, prin care toți și cetățenii de rând vor interacționa cu noi și vor cunoaște originea romilor. Vorbește și tu limba românii! Andi tantu mența, da-ți duma românesc! Acest program este vorba despre a învăța limba românii prin radio. Deci este la fel, are la bază dialogul intercultural prin care
cetățenii vor interacționa și vor învăța și ei câteva conversații în limba română. Același pământ, același soare. Sâmiyekpu, sâmiyekham. Această emisiune este vorba despre interacționarea interetnică a romilor, cât și a tuturor etniilor care sunt pe teritoriul Republicii Moldova. Va fi un program special dedicat minorităților. Puternimos, s-ar plângea de rom în societatea democratică. Viziunea tinerilor într-o societate democratică. Am creat această programă deoarece este foarte important pentru noi ca să implicăm adolescenții și tinerii în Republica Moldova pentru ca să vedem care este viziunea lor asupra societății, pentru a combate acele tematici tabu care sunt în comunitate prin viziunea unui tânăr, prin viziunea unui adolescent. Aici avem deja voluntari, tineri, adolescenți, care vor vorbi despre oarecare tematici anumite situații în Republica Moldova, prin viziunea tinerilor. Romano Patrana Fel, 103.6, Soroca. Romano Patrana Fel, excelentrin.show, Soroca. Mulțumiri deosebite aducem ambasadei Regatului Țărilor de Jos pentru colaborarea parcursul acestor ani. Mulțumim foarte mult! Mulțumim! Acum oferim, de fapt, o surpriză specială și vrem ca să veniți. Avem o surpriză prin care oferim dumneavoastră posibilitatea ca să trăiți panglică. Dar totodată și dacă doriți să spuneți un cuvânt de salut. Cu plăcere. Îmi pare rău sau nu vorbesc limba română perfectă, so I'll speak in English. Thank you very much for the invitation. Mulțumim foarte mult pentru invitație. For the Netherlands, it is very important that we support the freedom of media in the Republic of Moldova. Pentru ambasada olandeză este foarte important ca să promovăm o medie independentă în Republica Moldova. And we're very proud to cooperate with this project, also to give a voice to the Roma community in Moldova. Suntem foarte mândri ca să colaborăm în baza acestui proiect și să oferim o voce comunității rome în Republica Moldova. And I wish the entire team here in Soroca the best of luck. Foarte mult succes! Thank you. Thank you so much. Și acum oferim ca să domnul Voithaus să taie această panglică. Și de astăzi are loc vocea Romano Patrino Fem la Soroca. Bravo. Alături de noi astăzi mai avem un oaspete special din partea Consiliului Coordonator, Consiliul Audiovizual, așa? Mai nou, Consiliul Audiovizual. Consiliul Audiovizual, ce este mai nou. Și mulțumim dumneavoastră pentru suportul că au fost alături de noi, autoritățile statului. Cu mare drag. Deci,
Este foarte important atunci când cu eforturi comune se poate realiza lucruri frumoase. Lansarea radioului Patrina FM este un produs chiar frumos pe care putem fi cu toții dintre cei implicați, fiindcă este un produs dedicat unei comunități, unei minorități naționale, este și care poate servi ca o platformă prin intermediul căruia această comunitate își poate promova interesele, cultura, care este destul de frumoasă și care eu sunt sigură că merită să fie cunoscută de cei care nu o cunosc. Și știu că cu ceva timp în urmă, în urma unei discuții cu Biroul Relațiilor Interetnice, s-a constatat că comunitatea romă este unica minoritate care nu deține nicio licență de emisie pentru difuzarea serviciilor de programe. Și atunci, imediat, s-au întreprins acțiuni pentru ca astăzi să fim aici prezenți și pentru a ne bucura de acest eveniment. Noi vă urăm foarte mult succes în activitate deloc ușoară, într-o activitate care sunt sigură că veți întâmpina și dificultăți, dar îndemnul nostru este să depășiți aceste dificultăți cu demnitate, cu respectul principiilor care stau la baza unui jurnalism frumos și corect. Urăm succes, urăm prosperitate și desigur că ori de câte ori va fi nevoie și va fi în competența noastră, noi nu vom fi ală. Mulțumesc. În continuare, oferim voce, oferim de fapt cuvânt comunității noastre, reprezentantului Coaliției Vocea Romilor, pentru că alături și împreună se fac toate lucrurile. Mulțumim foarte mult. Este un moment important pentru Republica Moldova din două considerente din punctul meu de vedere, pentru că, pe de-o parte, guvernul își asumă responsabilitatea de a implementa planul de susținere a romilor conform hotărârii 734 și a deschis această cale spre a fi auziți romii sau vocea romilor în Soroca. Sperăm că această voce va fi și la scară națională, că eu îmi doresc lucrul ăsta și comunitatea romă își dorește acest lucru să fie la scară națională, doar nu numai pe partea de Soroca, și asta venim chiar cu rugăminte către Consiliul Audiovizual, posibil în 2020, măcar cel puțin să fie această livrare de produs. O altă consecință sau un alt moment important care vine mână în mână cu această nouă idee de a deschide un radio, lucrurile se fac permanent cu susținerea financiară a țărilor europene și mulțumim țărilor de jos, inclusiv ambasadei olandeze, că și-a asumat această responsabilitate financiară, dar atunci când vrem să facem lucruri bune pentru Republica Moldova, în special pe partea de Roma, Guvernul Republicii Moldova găsește mii și mii de explicații, dar nu găsește și resursa financiară și, din considerent totodată, planul nu se implementează și avem mari carențe la implementarea acestui plan. Un alt moment care e important, trebuie să-l discutăm pentru Republica Moldova, există o platformă care se numește Coaliția Vocea Romilor, întrunește 34 de organizații și ea a fost creată inclusiv pentru a deschide cooperarea cu Guvernul Republicii Moldova și să avem această cooperare fructuoasă sub aspectul cine sunt romii în Republica Moldova și cum ne asumăm responsabilitățile, pentru că Republica Moldova, ținând cont inclusiv partea de Roma, nu suntem o țară care avem o țară mamă, dar datorită acestui fapt că nu avem o țară mamă, nu avem acorduri bilaterale în Republica Moldova și guvernul permanent găsește țapi spășitori că în cazul în care venim romii cu inițiative de a fi inițiat o persoană cu funcție de răspundere pentru a crea o agenție a romilor, de a fi responsabil de implementare, de a fi o persoană resursă în unele ministere cheie, ne trezim cu reproșul în cazul în care creăm pentru romi, vin și alte etnii din Republica Moldova, care sunt înregistrate mai mult de 50-30, și cu acest răspuns, ori de câte ori suntem fotboliți sau șutați în fund așa frumos, sub aspectul dat. Ne dorim și venim cu chemarea acelor oameni care după 24 formează guvernul și după ce formează și Parlamentul să fim auziți și sperăm că acest mesaj să fie auzit de noi parlamentari, de noi oameni ai guvernului și în contextul dat, noi ne dorim ca să înțelegem foarte clar lucrurile. Dacă nu ai o țară mamă, nu ai cum să ai acorduri bilaterale. Dacă nu ai o țară mamă, nu poți să deschizi porțile sau ușile către Guvernul Republicii Moldova și nu putem fi închiși
sub aspectul că ni s-au livrat 2.200.000 pentru susținerea mediatorilor comunitare, care ne-a bătut mai mult de 15 sau 16 ani pentru a fi această resursă financiară. Ori dacă se închide gura și nu ești pe picior de drept, oamenii din Republica Moldova nu au cine discuta. Și nu există o participare și nu există o participare inclusiv politică, ceea ce am spus în această conferință de colegii mei. Eu vă mulțumesc foarte mult și sper că romii din Republica Moldova se vor trezi și vor avea un îndemn, chiar și dacă au mari probleme, să meargă în față și să meargă înainte.